Președintele PNL Călăraș, Ciprian Pandea, a declarat în cadrul unei conferințe de presă desfășurate la sediul formațiunii politice în data de 17 decembrie că în ședința coaliției de guvernare nu s-a discutat despre numele celui care va prelua funcția de prefect al județului Călăraș. Potrivit acestuia, încă se negociază cum vor fi împărțite funcțiile la prefectură. Credeți că inițial voiam să începem cu totul la conferința de presă, dar vreau să vă spun că tocmai ce am venit cu un prefect, ne-am întors de la prefectură, am avut o întâlnire cu o delegație de vreo 15-20 de primari PSD. Am discutat cu domnia lor, dar a dat discuția și înțelegerea de la nivel central cu Partidul Social Democrat, conform căreia Partidul Național Liberal de Supra și obținea 38% din investiții și cei 6%, iar Partidul Social Democrat cu cel 32%. Din păcate, în urma discuției de la nivel central, președinte al Consiliului Județean nu a fost să respecte această înțelegere, motiv pentru care domnul prefect a fost nevoit să atace această hotărâre. Astăzi, în urma discuției cu domnii primari, am convenit că este foarte bine pentru mine în județul să respectăm pe domnul promisiunea și palma avută la nivel central, motiv pentru care acum, cred că fix în acest moment, se desfășoară o ședință extraordinară de Consiliul Județean, la care atât consilierii PNL cât și consilierii PSD vor vota pentru. Oamenii vor putea să cheltuie acei 6% pentru dezvoltarea localităților județului Călăraș. Aveți, în stânga mea, la dată și pe prefectul județului, că tot s-a auzit în ultimele zile că se schimbă, că a fost câștigată poziția de PSD și așa mai departe. Vreau să vă spun că a fost o negociere la nivel central, la care eu sunt PSD de alții am participat la ședința de coaliție. Pot să vă spun că nu m-a cedat nici Prahova, nici Ilfovă, nici 20 de județe pentru județul Călăraș. A fost o negociere punctuală între partidele politice. Colegii noștri de la Prahova și Ilfov, Sălaj și Arad au fost primii care au spus că nu sunt interesați să obțină prefect, pentru că au niște președinți de Consiliul Județean foarte puternici și că sunt de acord să cedeze în favoarea unor județe care încă nu au reușit să câștige președinția Consiliului Județean. Motiv pentru care a fost o negociere, repet, între partidele politice, nu s-a transacționat sau s-a dat la schimb absolut nimic, pur și simplu, vă pot spune cu subiect și ridicat, discuția, 7-8 județe, de fapt, de la noi au fost blocate de către președintele Câțu, 8 județe de la PSD au fost blocate de către președintele Ciolacu, au spus despre asta, nu discutăm. Pot să vă spun, de exemplu, că de la PSD a fost județul Dolj, spre care președintele a spus că indiferent și dacă l-a rugat un președinte Câțu sau nu știu, am venit 5 județe care am cedat prefectul pentru Dolj, el nu poate să cedeze prefectul de Dolj, Partidul Național Liberal. Uite, pentru care s-a ajuns la vestita listă pe care a dus-o cu toții în presă. Pot să vă spun că astăzi când discutăm, nu este discuția închisă. Pe protocol avem doar prefect și cei doi subprefecți sunt la PSD, doar că este o discuție pe secretarul general, încă se negociază, pentru că fiind într-o alianță, este normal să fim egali. Și atunci, fie vom avea prefect și un subprefect, fie vom avea prefect și secretar general. Asta este discuția pe care am avut-o în cadrul Partidului Național Liberal la nivel central. Președintele Partidului este mandatat să facă negocierile, să ducă, să poarte negocierile cu președintele Ciolacu. Sunt și știți că sunt mai rezervat în a da pronosticul și am avut poate un piept că o să avem și o să trecem și așa mai departe. I-aș recomanda și colegului nostru de alianță să fie mai ponderat, că din păcate tot ce a propus, a promis până acum nu s-a dus la îndeplinire, să fie mai ponderat și să încercăm să obținem cât mai mult pentru județul Călăraș. Ne puteți da nume? Nume de ce? De prefect, prefect, de cadre care au... Atenție, nu am discutat la ședința coaliției nici de nume, nici nu s-au pus condiții și așa mai departe. Haideți, vă rog frumos, ascultați-mă când vă prezint de lucru și nu încercați să mai veniți cu tot felul de baliverne discutate la cortul străzii, că s-a trezit unul noaptea și se gândește că s-ar putea să aibă prefect sau să urmească la prefect. Dacă facem sau punem și condiționalități, vă spun că același lucru să facă Partidul Național Liberal. Dar nu cred că e cazul să discutăm acum niște persoane și așa mai departe. Am discutat de principii, am discutat de funcții, încercăm în perioada asta noi la Partidul Național Liberal, încercăm să purtăm negocieri pentru poziții la nivel central. După ce le vom stabili și pe acelea, vom continua discuțiile la nivel local. Fiind în alianță, evident că trebuie să
convenim cu colegii noștri de alianță și după aceea, cu siguranță, le vom îndrepta cu toții privirile și așa mai departe, doar toate dezvoltarea județului și sper ca și colegii noștri să lase atacurile deoparte, să lase mizeriile și așa mai departe, pentru că nu putem să venim să spunem domnule, avem drepturi legale, dar pe de altă parte nici imunitate. Eu cred că așa ar fi indicat, dacă vrem să fim în județul, dacă nu facem atenții personale, eu cred că nu este nici productiv și nici benefic pentru județul Caraș. Atât am avut eu de spus, îl rog pe domnul deputat să prezinte câteva din măsurile pe care Partidul Național Liberal le-a luat la nivel de Partidul Național Liberal, le-a luat la nivel național și după aceea o să rog eu să prezenteze mai pe amplu discuția de astăzi. Da, mulțumesc frumos pentru invitație, așa cum v-a spus și domnul președinte, ar trebui să discutăm mai mult de problemele pe care le au oamenii. În perioada asta știți foarte bine că e o discuție în spațiul public foarte importantă vis-a-vis de punctul de pensie. S-a luat hotărârea să crească punctul de pensie cu 10%, ceea ce înseamnă de la 1.443 la 1.586 lei. Dacă vă aduceți bine aminte, în 2020, într-o situație de criză, de pandemie, cu încasări bugetare mult foarte fericite, guvernul PNL de la acea dată a mărit pensiile cu 14%. Astăzi, la 10 luni de la execuția bugetară, constatăm că avem investiții străine de 3 ori mai mari față de anul 2020, deci pe vremea guvernării Câțu. Sigur că premierul Ciucă este foarte preocupat și de componenta socială. N-aș vrea să intrăm într-o competiție în care să spunem cine a crescut pensiile. E vorba de Guvernul României. Suntem într-o coaliție și dacă e să vă mai dau un exemplu, alocațiile de stat ale copiilor în 2015 erau 42 de lei, iar astăzi când discutăm sunt vorbind practic 214, deci vor crește și alocațiile copiilor. Este foarte importantă componenta socială, dar în egală măsură trebuie să încercăm să ne concentrăm și să aruncăm un procent semnificativ din PIB pe ceea ce înseamnă investiții, pentru că dezvoltarea țării, dezvoltarea județului, dezvoltarea comunităților locale, fără investiții nu se poate realiza. De aceea, în perioada imediat următoare, atât domnul președinte Bandea la Senat, cât și eu la Cameră, vom avea de adoptat anumite reglementări de a putea să începem să tragem bani din PNRR, e vorba de legislații care trebuie să o adoptăm. Și eu cred că sunt mai importante măsurile pe care oamenii le așteaptă de la clasa politică, pentru că și așa avem un grad de încredere din ce în ce mai mic și datorită comportamentului unor politicieni în spațiu public. Nu m-ați auzit să fac atacuri la persoană. Am văzut aseară o postare pe care nu vreau să o nominalizez, că eu, în calitate de deputat, alături de președintele meu, Ciprian Pandea, am videgit orașul Ordenița de o sumă de bani. Este total eronat, pentru că mie mi se pare anormal în modul ăsta de comportament și culmea din partea cuia unui decident de la Consiliul Județean, chiar vicepreședinte. Și eu cred că ar trebui să discutăm foarte serios de un criteriu obiectiv, așa cum v-a explicat președintele Pandea, cum se împart cei 6% din cota de TVA. Și am fi închis de foarte mult timp cu această discuție, pentru că mi-aduc aminte, am fost împreună la Consiliul Județean, cred că în luna martie, și puteam de atunci să nu mai avem acest război al surselor, în care singurii care pierd sunt cetățenii, pentru că comunitățile au nevoie de acești bani să facă edilii primari să facă investiții. O mică paranteză, dacă îmi permite, să știți că, apropo de postarea ta, l-am văzut pe domnul vicepreședinte să ne trateze și am și explicat că nu am întregit municipiul Oltenița, ci din contră, municipiul Oltenița, numai discuțiilor și a negocierilor pe care le-am purtat noi împreună cu colegii de coaliție, primește nu 10 miliarde, ci 14 miliarde și ceva din cei 6%. Motiv pentru care nu cred că noi suntem cei care nu vrem dezvoltarea Olteniței. Asta ca o mică paranteză, îmi pare rău pentru el că a fost aruncat așa în groapa pe de către domnul președinte, i-am sugerat să fie un pic mai temperat în ceea ce înseamnă, nu știu, mușcarea tuturor promisiunilor, pentru că Mihai chiar are potențial, eu știu foarte bine că a fost un moment în care l-au promovat și
punct cu care se poate discuta și se poate dezvolta, doar după păcate, uneori e mai încrezător așa în oameni. Scuză-mă. Nu, asta a fost, practic, asta e și mesajul pe care vreau să transmitem. Mai e o chestiune care se discută legat de creșterea taxelor și impozitelor. Partidul Național Liberal se opune cu toată puterea unor creșteri de taxe și impozite, iar acea taxă de solidaritate, din punctul nostru de vedere, practic nu face altceva decât să răstoarne modul în care se practică fiscalitatea în România. Nu poți să mergi cu taxare diferențiată în condițiile în care tu ai o cotă unică de impozitare. Dacă este să putem să discutăm foarte serios de multinaționale, pentru că văd că în spațiu public se tot dezbate chestiunea asta că multinaționalele cumva folosesc bugetul de stat prin neplata unor contribuții, putem să discutăm de prețurile de transfer. Este o directivă care urmează să fie adoptată și acolo, sigur că fiecare stat membru o va transpune. Pe prețul de transfer, într-adevăr, putem să discutăm. Deja este un proiect lăsat de domnul fost ministru al finanțelor Vâlceanu în Ministerul de Finanțe și acum dacă există multinaționale care practic prin acest mecanism de prețuri de transfer își exportă profitul, cu siguranță vor fi suprataxate. Dar nu putem să discutăm de să schimbăm sistemul de fiscalitate în România. Motiv pentru care Partidul Național Liberal transmite tuturor cetățenilor că nu este de acord cu supraimpozitarea și cu creșterea de taxe și impozite pentru anul 2023. Am și o întrebare legată de acest subiect al taxelor, această taxă de solidaritate și protestele anunțate de sindicatele din învățământ. De luni, cred că ați aflat, sindicatele din învățământ vor protesta vis-a-vis de înghețarea salariilor anul viitor. Pe de altă parte, raportat la ce a spus dumneavoastră cu această taxă de solidaritate, domnul președinte Iohannis spune că nu vede necesară această taxă. Cum de nu este necesară o taxă sau cum de nu sunt necesari bani la buget în situația în care, iată, nu sunt bani pentru salariile cum trebuie și legale, mă rog, ale unor categorii bugetare? Problema este că aceste multinaționale fac în așa fel încât profitul care îl raportează în România este foarte mic. Deci, am încercat să vă explic. Multinaționalele, faptul că au această portiță cu prețuri de transfer, mă rog, se comportă economic cum se comportă în toate statele membre. De aceea venim de voia asta acestei directive ca să poată transpune fiecare stat membru. Vis-a-vis de suprataxare sau taxă de solidaritate, nu mi se pare în regulă să discutăm de taxă de solidaritate, să suprataxăm și să supraimpozităm pe cei care până la urmă sunt mari angajatori. Și aici tot acolo exemplele Dacia Renault, mai un pic să vă explic. Dacia Renault și Ford sunt niște angajatori importanți pentru România și trebuie să recunoaștem lucrul ăsta. Dacă noi vrem să, ca Dacia Renault să-și relocheze fabrica și să avem o criză, un șomaj accentuat și în loc să dezvoltăm România, vrem să îndepărtăm antreprenorii care intenționează să investească în România, cred că e, pe termen scurs ar putea să fie o bucurie că vom colecta un pic mai mult la bugetul de stat în 2022 pe taxa de solidaritate. Dar știți foarte bine că a mai existat acest mecanism în 2010 și n-a dat rezultate în următorul an. Motiv pentru care eu cred că nu asta este soluția cu suprataxarea sau taxa de solidaritate. Și pe bună dreptate președintele României susține să avem un sistem fiscal unitar, general aplicabil tuturor agenților economici. Dar este o discuție la nivel internațional, doar ce s-au întâlnit acum o lună sau două, să stabilească acest impozit pe profit pe multinaționale. Haideți să vedem cum va rezulta în urma Consiliului Europei adoptat și abia după aceea putem să discutăm. Cât privește protestul profesorilor și personalului auxiliar din educație, sigur că e legitim să protesteze, dar în egală măsură, eu nu vreau să fiu malițios, dar au fost profesori care în perioada de pandemie, pe cursuri online, au primit aceleași sume de bani, ceea ce înseamnă că statul a făcut un efort să... Și cu toate acestea, cum e breaking news, premierul Ciucă tocmai a anunțat că salariul profesorilor, polițiștilor și cadrelor didactice cresc până la 200 de lei, respectiv cu 8%. Deci proiectul
pe hotărârile guvernamentului finanțelor a fost modificat astfel încât cele trei categorii încă să primească. Aici faceți o eroare, iar și tu și domnul deputat, pentru că salariile și pensiile și alocațiile nu cresc. Dar ce vreau să spuneți voi este că inflația a fost de 10%. Dar la 1000 de lei, puterea reală de cumpărare a românilor este de 900 de lei. Adică PNL-ul a luat din cei 1000 de lei, dar 100 de lei. Voi acum, crescând cu 8%, cu 5%, 2% și așa mai departe, voi în primul rând trebuie să acoperiți inflația de 10% și de pe apoi putem discuta despre mărit. Și să înțeleg că inflația este doar la cadrele militare. Nu, este la cadrele naționale. Și deci la restul crescând salariile profesor cu 8%, dar astea sunt că sunt inflație, ci crezi luați 2%. Da, da, dacă vreți să discutăm tehnic legat de inflație, putem să discutăm care este factorul generator al inflației, pentru că ne vom uita în trecut, pentru că România, din păcate, trebuie să recunoaștem că este expusă unui astfel de factor inflaționist, tocmai pentru că nu reușește să aibă valoare adăugată în România. Asta este problema de fond. Faptul că noi importăm foarte mult, faptul că suntem dependenți de import, faptul că avem diferențe de curs valutar, faptul că suntem expuși și inflația, atenție, este nu doar în România, în toate statele membre se întâmplă acum un proces inflaționist și datorită creșterii prețurilor la gaze și la energie electrică. Sunt niște factori pe care, că vrem, că nu vrem, acum nu vreau să arătați cu degetul că de vină sunt liberali că avem inflație în România. Măsurile din trecut ne vin acum peste noi, populiste, și culegem roatele unui populist deșanțat pe care l-am avut în trecut. De asta am încercat să ținem sub control cheltuielile și tot timpul n-am fost așa de mărinimoși ca să putem să mulțumim toate categoriile sociale, pentru că ne gândim foarte mult la dezvoltarea comunității. Aș vrea de acolo când rapidă de exact. Aș vrea să nu mai pomenim vreodată și colegii, domnule, că noi, PNL-ul sau guvernul PNL-PSD, cresc salarii, cresc pensiile, deci nu crește nimic. Dar vi se pare că nu suntem niște oameni asumați și nu ne-am recunoscut și greșelile și le recunoaștem în continuare. Dar haideți să nu încercați să duceți discuția doar că Partidul Național Liberal, cu perioada cât a fost la guvernare, este factorul generator de inflație. Al doilea subiect, unde iar sunteți într-o eroare. Spuneți că PNL-ul nu crește taxele și impozitele. Însă, cum se poate denumi faptul că pragul pentru IMM-uri a scăzut la 500.000 de euro și cărora li se va aplica retroactiv, da, pentru 2021, un impozit de 16%. De la 1% la 16%. Asta cum e o coaliție. Atenție, decizia a fost luată în coaliție, adică știți cum e ca într-o căsnicie. Trebuie să mai faci și cineva asta. Nu puteți face numai ce vreți dumneavoastră. Nu mai spuneți că nu creștem taxele și impozite, că suntem împotrivă. Când asta se întâmplă? Păi, da, nu suntem împotrivă la majoritatea, nu poți să fii împotrivă la absolut tot. Păi, uitați cum ajungem. Eu nu înțeleg. Când mărești la micro-întreprindere taxele, nu e o problemă. Dacă mărești la întâmplări să pui un impozit de 1% la multinaționale, deja gata, ne speriem că pleacă și au bagajele și pleacă. Să plece. Pleacă prea o plată în România. În Uniunea Europeană, salarii mai mici decât în România. Unde lucrează? Adică nu poate pe stat. Deci toți ceilalți angajatori din România, că nu sunt multinaționale, suportă toate taxele și impozitele. Când e vorba de multinaționale, face scoadă la ambasadă. Unități de măsură diferite. Nu, haideți să clarificăm și lucrul ăsta. Sunt de acord. În zona de retail, de food, de hipermarket. Aici eu am o situație foarte clară, pentru că de-a lungul timpului sunt cel care a fost promotorul legii 321 cu 51% produsele românești pe rafturile magazinului. Acolo, la Comisia de Agricultură din Camera Deputaților, avem directiva 633 cu practicile comerciale în NLM. În momentul de față, textul legii, așa cum arată, este unul care, din punctul meu de vedere, este mulțumitor și avem Consiliul Concurenței care vor verifica la sânge tot ce înseamnă modul în care se formează prețul, negocierea între producători și comercianți. Sunt de acord că pe zona asta noi trebuie să facem mai mult, dar nu sunt de acord ca investitorii strategici pe care România, din fericire, a reușit să îi mențină în România, să-i îndepărtăm sau să-i descurajăm. Legat de IMM-uri, nu știu dacă va fi retroactiv. Din punctul meu de vedere, nu cred că este retroactiv. Este pentru că este neconstituțional orice am face.
trebuie să vorbim din 2022. Dar în egală măsură trebuie să ne uităm exact ce se întâmplă cu colectarea. Pentru marea problemă a României, dacă vrem să recunoaștem, este colectarea. La colectare noi nu suntem foarte bine stabilizați, pentru că, mă rog, sunt sisteme care nu funcționează și nu sunt integrate, nu e digitalizare și așa mai departe. Dacă vom avea o colectare mai bună, cu siguranță vom avea și un buget mai mare. Da, vreau să spuneți că respectivele multinaționale, în momentul în care vor fi impozitate cu 1%, vor fugi mâncând pământul din România. Însă poate ar trebui să le explicați, da, ca partid, ca și guvern, ca și coaliție, oameni buni. Deci dacă noi vă impozităm cu 1%, asta se va traduce în șosele mai bune, da? În școli mai bune, pentru că ei, respectivele multinaționale, au nevoie de muncitori de aici, din România, mai bine pregătiți. Haideți să vă dau un contraexemplu, pentru că nu pot fi neapărat de acord să împărtășesc ideea dumneavoastră. Orice supraimpozitare se va regăsi după aceea, ca impact, susținută de cel mai slab. Exemplu concret, producătorii de carne de porc în România, cu o supraimpozitare de 1%, vor primi contracte de comerciale între hipermarket și producător, cu 1% sau 2% mai mici pentru prețul cărnii de porc. Și, practic, distrugem producția locală. Asta trebuie să ne uităm. Pentru că atâta timp când nu creștem forța de negociere a celui mai slab în lanțul ăsta, e clar că impactul nu o să-l suporte, să știți, multinaționale. O să suporte tot producătorul român și o să avem mai puține produse pe raft românești. Am încercat să vă explic... Statul poate interveni, aveți părintele necesare. Păi tocmai asta ce v-am spus, că nu neapărat trebuie să suprataxăm ca să putem să intervenim, să creăm un echilibru în relațiile contractuale. Domnule președinte, l-ați invitat pe domnul prefect Barbaru de dumneavoastră, ne interesa mă despre ce s-a discutat azi la prefectură cu primarii protestatari. De ce nu, domnule prefect, și-o analiză acestui an, o orientare către viitor? Poate balanță. Subiectul a fost, deja domnul președinte Pantea v-a explicat, repartizarea celor 6% din impozitul pe venit estimată fiind casă în 2021. Din fericire, în acest an s-a încasat și peste, adică de la plafonul inițial de aproape 270 de miliarde lei, am ajuns aproape la 290 de miliarde lei. Vreau să vă readuc în memorie și să spun foarte clar. Discuția asupra repartizării acestor sume din cei 6% a fost stabilită aici, la sediul PNL, în 24 august, când președintele Iuță a venit și a discutat cu domnul președinte Pandea vis-a-vis de acest procent. Fie clar, în ședința din 25 august, la care a participat în sala de ședințe a Inspectoratului de Poliție Județean, și când domnul secretar general adjunct, Mircea Prudean, a fost prezent pentru dezbaterea publică a programului Angel Salini, domnul președinte Iliuță, de față, colegii, împreună cu noi toți, și în fața cel puțin 30 de primari, dacă mi-aduc aminte, de la PSD și la PNL, a spus că respectă această înțelegere. Bineînțeles că a doua zi când l-am sunat, pentru că urma o ședință de Consiliul Județean, în acest sens, să pună, să repartizeze deci aceste sume, așa cum a convenit, nici n-a mai răspuns la telefon. Ce s-a întâmplat? Probabil va rămâne în istoria nefastă a administrației publice prin cele 6 hotărâri de CJ pe care le-a promovat într-un dispreț total. De ce vă spun dispreț? Și nu-s cuvinte mari. Să dai 10% din total sumă pentru 28 de primării și 90% primărilor PSD, mie mi se pare că nu e în regulă. Mai ales acum când suntem în coaliția asta, PSD-PNL. Că discuțiile s-au succedat. Și ulterior constituirii noului guvern și coaliției de guvernare. Nu s-a întâmplat. Inclusiv acum două zile, v-a explicat domnul președinte, discuțiile de la București. Ce s-a întâmplat? S-a întâmplat ieri că, în buna ai credință sau în rea ai credință, de la primările PNL, inclusiv de la primăria Budești, au mai dispărut încă 26 de miliarde de lei vechi. Ce s-a întâmplat? S-a întâmplat. Nimeni n-a făcut-o în mod intenționat sau cu vreo plăcere, să nu credeți. Din fericire, astăzi primarii au discutat între ei, au venit la prefectură,
majoritatea dintre ei au fost PSD, vreau să vă spun că toți au fost de acord. Le-a explicat domnul președinte ce discuții au fost la București, ce înțelegere s-a făcut la București. Toată lumea a fost de acord ca această repartizare să fie respectată. 38-62, ceea ce s-a și întâmplat. Înțeleg că avem deja anexa și votul a fost exprimat, a fost adoptat cu 27 de voturi pentru, inclusiv președintele Iliuța a votat pentru această repartizare. Din fericire s-a întâmplat, din nefericire s-a întâmplat doar acum. Nu contează. Important e că s-a rezolvat. Domnule președinte, Ciprian Pandea, dată tot s-a terminat ședința de la Consiliul Județean, care a fost adoptat pe un hotărâre. Puteți să ne spuneți cine a fost mandatat de organizația județeană care avea și suport de negocieri cu PSD? Persoana care s-a Deci, începând cu ora 9, domnul George Chiriță s-a aflat în biroul vicepreședintelui Mihai Veștea și am spus să nu plece de acolo până când nu se respectă ceea ce am convenit la nivel național. Colegii mei au făcut acum două zile împărțirea celor procentul de 38% primarii au făcut chestia asta ei între ei. Am stabilit cu toții că trebuie respectată acea împărțire. Iar George, ca să spun așa, a fost cerberul Partidului Național Liberal să avem grijă și să se respecte ce am convenit, pentru că, din păcate, așa cum a spus și domnul prefect, sunt total dezamăgit de faptul că patru oameni maturi bat palma pe un lucru, iar a doua zi se întâmplă altfel. Și scuzați-mă cu mine, dar băieții aia, șmecheri, care trăiesc prin impresia că pot veni în conferințele de presă să jignească și să spună orice, ar trebui să gândească bine, că totuși în politică cel mai important este cuvântul. Și dacă nici măcar cuvântul ăla nu-l mai avem, înseamnă că ar trebui să mergem acasă. Credeți-mă că ieri l-am sunat total dezgustat pe Paul Stănescu și am spus, nea Paule, dacă așa stau lucrurile și patru oameni batem palma, iar la doua zi nu face ce vrei, înseamnă că nu sunt prost. Și zic, credem că eu nu sunt prost. Adică, nu vă spuneați pe mine, ori respectăm, dacă suntem în coaliție, ori fiecare e pe treaba lui. Dar nu să vin conferință de presă să spui, PNL-ul nu vrea, PNL-ul nu face, în cine care tu îmi nu respect. Și repet, am fost mai mult decât un vădăitor, am înțeles necesitatea și nevoia anumitor primari PSD cu care am tot vorbit în ultimele zile, tocmai de-aia, astăzi, ei au venit și l-au mandatat pe Mihăiță Veștea să-i explice președintele Consiliului Județean că trebuie respectat o înțelegere avută la București, în condiții în care Partidul Național Liberal a fost cel care a lăsat din procentele cuvenite, tocmai ideea în care să devolvăm situația. Dar nu putem să lăsăm la infinit. Că, repet, nu suntem, dar ori suntem colegi de alianță, ori avem presa cu unii șmecheri și unii proști. Și sper ca asta să fie o lecție pentru actualul președinte, în condiții în care va veni și penibil și vreau să avem o bună colaborare, astfel încât să încercăm să atragem în județul Brăila investiții cât mai mari și cât mai multe. Să lăsăm la o parte joaca asta de la ușoarețele și pisica. Și repet, ori suntem în alianță și conducăm pentru mine județ, ori suntem în alianță și unii ne jurăm că nu se pare rău că suntem șmecheri. Și încă o dată, deosebirea dintre mine și ei, și acum o spun fără să mă rog, este că eu mă duc la ședințele de coaliție. Să fie vicepreședinte regional. Ei așteaptă să vedem ce le spune de la București. Și, repet, chiar și recomanda să nu mai promită organizații că o să obțină mare acusarea. Că nu se obțin lucrurile așa. Vezi, mai aveam întâlniri comune cu PSD Călăraș și cu ceilalți membri coaliții? Evident, evident că nu avea. V-am zis, interesul până la urmă urmei al nostru, că e Guvernul României, este să dezvoltăm județul. Adică dacă nici măcar acum aceasta de ceea ce am trebuit să facem lucrul ăsta, o să ne întâlnim probabil să discutăm despre deconcentrate, o să ne întâlnim să discutăm despre investiții, dar, repet, vreau să fim niște parteneri legat de coaliție și care să ne respectăm cu numărul. Dacă, v-am spus, se pare că suntem unii becheri și alții fraieri, nu avem să mai continuăm. Ce măsuri veți lua dacă se va continua încălcarea acestor înțelegeri? Da, același lucru. Adică la ce veți recurge până la urmă? Care va fi denumărul? Nu știu, probabil că o să avem o discuție la nivel național și o să explicăm. Vedem până la urmă cine nu respectă. Trebuie să atât timp cât eu sunt de acord să respectăm înțelegerea avută cu liderii naționale unui partid politic, mi se pare normal și de bun simț să se respecte. Am fost, eu mi-am informat președintele de partid, i-am explicat că am fost invitat la sediul PSD, știa foarte bine, am explicat și că am mandat de la organizație sub 38% sub nicio formă să nu renunț și așa am renunțat de la procentul electoral, dar am zis pentru mine în județul e ok. Da.
repet, nu se poate asta să discutăm în lucru și a doua zi sau la, în decurs de două ore să spunem ceva. Ieri, în conferința de presă la Partidul Social Democrat, s-a afirmat punctual că domnul actual prefect în funcție nu va mai fi pe funcție. Deci a fost, o, cum să spun, un punct clar. Haideți să ne înțelegem. Eu vă asigurăm că nu va mai fi. Eu nu vin și spun PSD-ului pe cine să pună sub prefect, deci PSD-ul nu poate să vină să spună pe cine avem noi prefect. Deci considerați că este, este un zvon, nu? Acesta. Uitați-vă ce, ce s-a întâmplat cu mama. A spus că o să pună ministru pe Vitica Cucarni. A pus? Nu mi-a ducat. Că o să pună șase secretari de stat. A văzut vreo un pus? Nu vă spun asta pe mine, dar m-am supărat să comentez ce visează o noapte. E treaba noastră, bucătăria noastră internă, după cum îl vezi la masă, adică, haideți să ne înțelegem, mă fac și eu mâine și spun că nu mai, nu mi-mi place mie. Marius Dulce, vă dau un exemplu și ar trebui schimbat, că așa vreau eu. Adică, nu și-au rost discuțiile. Deci funcțiile rămân în continuare, oamenii rămân pe funcțiile care le dețin și nu se schimbă nimic deocamdată, restul și nu mai niște funcții. Și inclusiv aceste negocieri vis-a-vis de cele două poziții de subprefect și de secretar general, că protocolul, într-adevăr, avem doi prefecti, doi subprefecti, dar la secretarul general, în cazul în care Partidul Social Democrat va avea și funcția aceea, va trebui să cereți o funcție de subprefect. Dacă nu, ne revine nouă, că nu putem. Repet, într-o coaliție, unul are 3 din 4 și noi avem 1. Când considerați dumneavoastră că vom avea numele acestor viitori deținători? Păi nu, pentru că am bănuit că dumneavoastră vă veți întâlni la București, nu? Să purtați aceste discuții. Și asta poate stabilită data negocierii. Haideți să vă înțelegem. Ce stabilește Partidul Social Democrat? Stabilește Partidul Social Democrat, vă spun sincer, eu astăzi, atât eu cât și domnul prefect, nu știam cum doresc ei să-și împartă cei 6. Nu este atributul și treaba noastră. Dar nu, eu am crezut că dumneavoastră aveți discuțiile, adică un... Dar repede, dacă vor considera, trebuie să condiționăm niște lucruri, le condiționăm, dar nu doar pe treaba. Am înțeles. S-a făcut o referință că acea cooperativă albaneză din Prahova face stabilirea prefectului numelui acestuia. Acelea declarații care se referă. Ați spus. Eu am explicat la început că nu știu că cooperativă, dar repet, dacă nu ne place să vorbim, nu, ce să vorbim la cooperativă, ce visăm noaptea albanezii. Toți suntem penali, toți suntem și m-am curat. Unii toți, de fapt, la PNL avem contracte cu statul, cu cei care vom era lângă și de dacă că e cel mai mare beneficiar de contracte cu statul, dar nu. Trebuie, dacă nu-i place să ne jucăm cu mine, ne jucăm, dar nu o dată. Interesul meu, vă spun sincer, am eu personal și până la urmă și la PNL-ului, cum e să ne bălăcărim în conferințe de presă? Interesul meu este să dezvoltăm județul, dar, fraților, nu putem să dezvoltăm doar cum vrea unul singur, că nu... Nu vă spun asta, și noi ești alați care, bun, n-am câștigat CJ-ul, dar am fost acolo la minte ce facem, ducem acasă, nu? Că doar nu stabilește. Și vă mai spun un lucru, asta să știți că primarii PSD habar nu avea de împărțirea pe care a făcut și între Iuță. Dar nu se poate. Și eu mi-a explicat, păi nu-i problemă, facem un grup de WhatsApp dacă vreți, vă informez de acum acolo pe ce discuții am cu președintele vostru la nivel național, ca să fiți și voi informați dacă nu se poate altfel. Dar, niciodată, nu mă bag în pătre internă, dar nu se poate, înțelege și așa. Pentru că oamenii au zis, dacă am stabilit un lucru la București, noi suntem de acord decât să rămână banii la bugetul național. Da. V-am zis, nu poate nu mă scedeze.